Acesta este golul prin care Marius Briceag, fostul fotbalist de la FC Argeș, a înfrânt pe Dinamo. Briceag a înscris pentru 2-1 minutul 70. În duel, câinii nu au mai găsit apoi puterea de a reveni. După acest succes, echipa lui Marius Briceag se află pe locul 2 în clasamentul Ligii 1 cu 23 de puncte, la 3 puncte în spatele liderului Steaua.